Bună seara, dragi telespectatori! Suntem la o nouă ediție de Culart, într-o zi de 28 decembrie. Deja am trecut de Crăciun, deja am primit toată lumea cadouri, mai mult sau mai puțin, depinde și de cât cu minți am fost, dar eu în seara asta vă propun un alt fel de cadou și vreau să-i mulțumesc foarte mult maestrului Gelunițu pentru că a acceptat să fie alături de noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor urmăritori ai postului București TV. Vă salut cu drag. Eu am o singură întrebare pe care marea majoritate a prietenilor care se uită la noi o știu deja și e foarte simplă și de aici putem pleca cu discuția unde vrei. Cine ești, de unde vii și ce faci? Bă, am avut o copilărie fericită. Asta e foarte bine. Am avut o copilărie fericită, am avut trotinetă, am avut tricicletă, am avut bicicletă, am avut chiar mașinuță, chestie care nu prea exista. Pe vremea aceea, eram invidiat de toate chestia asta. Într-o familie normală, de oameni cu credință în Dumnezeu, am fost al treilea la părinți, am fost trei băieți. Eu am fost născut în speranța că cel de-al treilea va fi în sfârșit o fată, dar n-am avut noroc. Am ieșit eu. Și în mod ciudat, toată dragostea s-a canalizat asupra mea. Deci am crescut... Întotdeauna așa se întâmplă, cel mai mic. Exact. Am fost răsfățatul familiei, lucru care pe mine, acum, dând filmul înapoi, m-a enervat foarte tare. De ce? Și bine am făcut chestia asta, că nu m-am lăsat alintat prea mult. Toată lumea era tentată să mă alinte, eu refuzam întotdeauna. Ziceam, eu sunt băiat, nu trebuie să vorbești cu mine așa, eu sunt băiat, eu sunt bărbat. Da, am refuzat chestia. Am fost un elev bun, foarte bun, chiar foarte bun în primele clase, premiat, numărul întâi. Am intrat la liceu la Sava. La Sava, prima mea notă, după ce avusesem 7 ani de școală, magna cum laude, cum se spune, prima mea notă a fost la botanică. Întâmplător, în ziua aia nu învățasem la botanică și prima mea notă din liceu Sfântul Sava a fost un 4. A început bine. A fost total deprimat, îngrozitor, sufeream, mergeam pe străzi ca prostul, eu să iau 4. Prima, ce rușine, ce rușine. Și s-a întâmplat un fenomen care cred că se întâmplă și mai multe domenii. Veneau ceilalți profesori, se uitau în catalog și te scoteau la tablă și vedeau Nițu, Gelunițu. Ce, ai luat 4 la botanică? Deci, la istorie ce? Meriți 9, dar îți dau 7. Și am pățit așa de mult. Chestia care m-a scârbit foarte tare. Bormă. Am avut plăcerea, bucuria să fiu coleg de bancă din clasa 8-a până între 11-a cu actorul Ștefan Veliciu. Pe care îl salutăm cu ocazia asta. Salut, Ștefane, fii sănătos. Ștefan, ieri a fost ziua ta, îți spun acum, la mulți ani. Dar oricum vorbim noi de Revelion, nu zicem la mulți ani. El, de când ne-am cunoscut, știi cum sunt copiii când se cunosc prin adolescență, tu ce vrei să te faci? Unul vrea să fie doctor, unul vrea să fie avocat, din familie, cum erau direcționați. Ștefan mi-a spus că din clasa 7-a vrea să fie actor. Mi s-a părut o chestie ciudată să vrei să fie actor. Nu aveam niciun gând, dar absolut niciun gând. Și nici nu te atrăgea lumea asta sub nicio formă? Nu. Eu trăgeam spre muzică. Eu am fost mare admirator al muzicii de jazz de mic. De mic. Adică muzica de jazz pe mine m-a impresionat de la 10 ani. Și îmi doream să fac chestia asta, să studiez, să fac chestia. În sfârșit. Și la un moment dat, colegul meu, Ștefan, a fost distribuit, bineînțeles, în echipa de teatru a liceului. A jucat un rol, m-am dus, l-am văzut, mi-a plăcut de el. Și i-am spus, zic, că tu ești foarte bun, dar ăla de lângă tine e slab. Eu puteam să joc mai bine ca el. Așa, într-o doară. Da, da, da. Lui el a băgat la cap și la un moment dat zice, bă, s-ar putea să fii mai bun tu. Deci, vezi, te vezi, în clasa 9, zice, se deschide un curs la Casa Studenților
pregătitor pentru studenți, un curs pentru liceeni. De cei care vreau să meargă la ca studenți viitori studenți. O grupă de teatru de liceeni să-i pregătească pentru, pentru momentul în care vreau intra în facultăți. Zic, hai să mergem. Am dat acolo peste un om minunat, un actor, Arsene Tadeu se chema, un actor excepțional, și care a avut grijă de noi și prima, a avut și încredere. Și da, i-am plăcut noi amândoi, ne-a plăcut el. Și s-a ocupat foarte tare de noi, de defectele noastre și așa mai departe, să ni le îndrepte, să ne îndrume. Și prima piesă în care am jucat a fost Mozart și Salierii de Pușkin. Acum, având în vedere fizionomiile, adică eu eram mai brunet, așa mai tenebros, el era mai blond și luminos, normal ar fi fost să joace el Mozart. Da. Și o să joc Salierii ăla. Răutăciosul și invidiosul. Invidiosul să joc. Numai că exista un fragment în piesă în care se menționa că Mozart ar fi trebuit să, să cânte ceva la pian. El nu știa deloc, absolut deloc. Eu știam. Și a zis, Arsene Tadeu a spus, o să facem invers, o să joci tu. Și mi-a dat mie Mozart. Dar îți dai seama cum puteam să fim noi la 16 ani? Nu știu, poate că mie mi-era mai ușor să-l joc pe Mozart, zic și eu așa o prostie, dar pentru el era foarte greu să joace Salieri. Da, pentru că era vorba de încărcătura aceea, de experiența aia pe care o ai și de răutatea de care vorbeam mai devreme. Dar a scos-o bine la capăt, dar vreau să spun așa, tot el, nu vreau să sar pe Salieri, amănunt, tot el, deci în clasa 10-a deja eram constituiți în nucleul de actori liceului noi doi. În clasa 10-a am făcut un alt spectacol, Oaspetele în fapt, o serie de Lovinescu, unde a intrat și viitorul nostru coleg, era coleg de liceu, dar nu de clasă, Mugur Arvunescu. Da. Am fost colegi o viață întreagă la Odeon și suntem în continuare. Și în clasa, la începutul clasei 11-a, Velniciuc mi-a spus, zice, am auzit de un om, de un pedagog extraordinar care pregătește pentru institut. Se cheamă Petre Gheorghium. Doamne. Marele somitate. Marele Petre Gheorghium. Vrei să mergem la el? Zic, bineînțeles. E, întâlnirea cu Petre Gheorghium este o schimbare radicală. Da, 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 mi-a îmbogățit viața și mi-a dat încredere să urmez drumul ăsta. El mi-a dat încredere că trebuie să fac. Trebuie să faci asta. Da, da. A venit momentul intrării la institut. Pe vremea aceea, cine nu știe, dragi telespectatori, nu îi se spunea universitatea, cum îi se spune acum, îi se spune Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Așa îi se spunea Igor Luca Caragiale. A venit momentul intrării la institut. Da. Cu cine ați dat examen? Ați fost împreună tu și maestru Ștefan Velniciuc sau ai fost singur? Nu, intram pe litere. Eram pe litere. La N, era la V. Da. La Velniciuc, eram grupe diferite. Chiar cu mine s-a întâmplat un lucru amuzant, pentru că intram așa grupe de câte 15-20 pe litere. Și eram la M și N, M și N am intrat și așteptam într-o clasă să fim chemați pe rând pentru examen. M-am dus, am spus, șef de comisie era Moni Gelerter, mi-aduc aminte, cred că era doamna Sandamanu și alți profesori minunați erau în institut, din institut, la vremea aceea. M-am întors și după ce m-am întors în clasă, atunci am început să mă gândesc, dar dacă nu reușesc? Până atunci nu mă gândisem. Mm. Până atunci avusesem o încredere nebună în mine. Și te-ai dus efectiv așa? Și m-am dus foarte relaxat, am spus și am avut de spus. Oamenii din comisie mi-au spus lucruri de bine, mă rog. Și când m-am întors, am zis, da, dacă nu reușesc, Doamne Dumnezeule, ce fac eu, mă fac de râs, toate rudele maică-mii care spuseseră, nu da băiatul la teatru, că acolo se intră greu, se intră cu pile, băi, se intră numai câțiva, sunt sute de candidați pe câteva locuri, o să piardă anul, o să piardă vremea, o să le ia în armată.
mama și tata au avut următoarea poziție minunată, pentru că le-am mulțumit toată viața. M-au întrebat când le-am spus, uite, m-am hotărât să fac chestia asta, să fac teatru. Și mama, care era capul limpede al familiei, m-a întrebat, dar tu te simți în stare să faci chestia asta? Că nu e simplu. Era o întrebare firească. Da, e chestie grea. Și eu am zis, da, mă simt în stare să fac. Și a zis, dacă te simți într-adevăr în stare, gândește-te bine, noi te ajutăm. Urmează drumul ăsta. Și așa încearcă să te faci actor. Și deci au fost lângă mine și m-au sprijinit. Și l-am dat, așa cum vorbeam înainte de a intra în emisie, eu chiar m-am documentat foarte mult și l-am dat, spuneai că acea perioadă din institut, lăsăm la parte că a fost o cărămidă în construcția ta ca și viitor actor, a fost, din punctul tău de vedere, persoana dintre cele mai frumoase perioade. Da, superbă. Și acum intervine și întrebarea. Cum a fost să lucrezi cu Sanda Maru? Cu Sanda Maru a fost... n-a fost ușor la început. N-a fost ușor la început, pentru că noi nu înțelegeam. Nu înțelegeam că... n-aș putea să-i spun duritate, dar... exigența? Exigența ei era perfect justificată. Noi, copii răsfățați așa, deja acum cu fumuri de vedete, încă știi cum e, când da, de la liceu la teatru, ai niște fumuri în cap. Și mai ales că deja aveai o mică experiență în spate în care toată lumea te considera un pic de vedetă. Da, te vezi gata, De Niro, Pacino, gata. Toți colegii de liceu te invidiază că ești acolo. Am o surpriză pentru tine de care ți-am povestit la începutul întâlnirii noastre, înainte de a intra în direct. Nu știu câte lume știe, dar domnul Nițu este născut pe 10 mai. 10 mai 1949. Da. 25 de ani mai târziu, se naște cel care stă acum cu tine de vorbă. Așa că... Minunat! Asta era... plăcere! Da. Ce plăcere! Și toată lumea când le spuneam, și cred că s-a întâmplat și ție chestia asta, când spuneam 10 mai, ziua regelui Mihai. Da. Nu, este ziua regalității. Da. Niciun caz ziua regelui. Nu e ziua regelui. Dar mi-a plăcut foarte tare și n-am vrut să spun nimic până în momentul ăsta, pentru că eram convins că o să fie o surpriză și eu mă bucur foarte tare. Că... Mă bucur, bravo! Da, mă 10 bucur. Mai este ziua noastră de naștere. Dânsul în 1949, eu în 1974. Puștule! Da, așa este. Mulțumesc, maestre! Vreau să te întreb acum un lucru, pentru că e foarte important din punctul de vedere al meseriei pe care ți-ai ales-o și pe care o iubești. Da. Cum este să joci două roluri în aceeași piesă? Două roluri diferite. Și vorbim de pescărușul. Două roluri în aceeași piesă? Două montări diferite. Da, da, minunat. Prima dată am jucat la... Primul a fost... cu soția Andrei și Andreea Grosu la Odeon. A fost invitat la Odeon, unde joc rolul doctorului Dorn, într-o versiune foarte interesantă a pescărușului, făcută de ei, care li se datorează. Și este o, bine pusă. O viziune interesantă care a stârnit multe discuții, majoritatea fiind pozitive. Marea majoritate. Mulți au fost intrigați. Au existat mici controverse în ceea ce privește punerea în scenă a celor doi, dar e bun spectacol. Dar și e un spectacol care îți dă de gândit și te trezește puțin din scaun. Adică observ că Cehov ăla, pe care toți avem impresia că îl știm, de fapt, că îl cunoaștem, adică toți știm Cehov și Caragiale. Exact. Și nu mai spun de Shakespeare. Shakespeare, Caragiale și Cehov sunt clasici în ghilimele pe care toți le știe. Toți știm cum să fac, toți știm, toți avem idei, toți avem soluții. Ei, eu am venit cu o viziune total inedită, nu vreau să vorbesc despre ea, nu scrit de teatru și nu vreau să intru în amănunte de genul ăsta. Invit publicul cu cel mai mare drag să vină cu încredere să vadă pescărușul de la Odeon, pus de soții Andrei și Andreea Grosu. Și domnul, nu la multă vreme, după spectacolul ăsta, vine surpriză. Primesc telefon de la Andrei, de la Andrei Grosu, gelul, da, ce faci? Zic că pe aici, pe acasă. Vrei să joci Shamraev la Andrei Șerban, care e lângă mine aici? Și mi-a spus să te sun.
sigur că vreau la Andrei Șerban. Am răspuns fără nicio ezitare, deși rolul nu e mare, rolul e mititel, dar îl joc în continuare și îl jucăm cu sală plină la un teatru, sală plină de fiecare dată. Este vândut cu mult timp înainte spectacol, dar e un rol care mi-a produs și îmi produce în continuare mare satisfacție. Eu mai avusesem cu Andrei Șerban cu un an în urmă, doi urmă. Andrei a ținut minte chestia asta. Jucasem în spectacolul lui de la... și joc în continuare în spectacolul de la Odeon, Soldatul de Ciocolată. Care e un alt spectacol foarte interesant. Un spectacol, și... acolo am un rol consistent. Mm-hmm. Consistent. Și colaborarea cu el pentru mine a fost o minune. Adică eu îl cunoșteam din studenție, îi văzuse minunatele spectacole de la Piatra Neamț, pe vremea când era student, cu care a venit în București, Omul cel bun din Sâcioan și Noaptea încurcăturilor. Și pe urmă, nebunia aceea, cu scuzele de rigoare că spune nebunia, nebunia aceea cu Eneida, Odiseea și trilogia antică. Tot ce a făcut după Revoluție aici. Da, mi s-a părut fabulos. La Național, adică regizor de cel mai mare calibru, cunoscut în multe părți din lume. Și până la urmă, apropo de ce spuneai tu înainte de a intra în emisie, că mi-aduc aminte de fiecare dată lucrul ăsta, pentru că sunt lucruri foarte frumoase și picanterii. Andrei Șerban este, dacă pot să spun așa, la fel de nonconformist, așa cum ești și tu. Da, este nonconformist. Și nu este undeva în canoane. Da. Nu intră niște canoane concrete pe care un regizor clasic, în ghilimele de rigoare, le-ar avea. Andrei Șerban totdeauna a făcut lucrurile altfel, niciodată la fel. Da, este de o tinerețe, de o tinerețe perfectă, adică, cum să spun, te ajută și pe tine să fii. Se îmbine experiența vârstei lui cu sufletul lui tânăr. Așa este. Adică și este, produsul este o minune. E o plăcere să lucrez cu el. Cum să spun, dacă îl cunoști, așa cum am senzația că am început să-l cunosc eu, îi supor și hachițele, și nemulțumirile. Și ieșirile din peisaj. Orice om minunat, orice geniu, are. Eu am o vorbă. Orice geniu mai face și prostii. Un tâmpit nu o să facă niciodată ceva genial. Acum, înainte de final, că mai avem foarte puțin, vreau să vorbim despre ultimul rol în care eu personal te-am văzut și mi-a plăcut foarte tare. Am și scris o recenzie despre acel spectacol când ați avut premiera. Vorbim de spectacolul unui camarad de arme, dacă pot să spun așa, vorbim de Sam Shepard, un actor, un dramaturg care a fost și premiat cu Pulitzer pentru activitatea lui. Vorbim de Vârstele Lunii. Personajul pe care tu îl joci acolo, în prima fază, așa cum l-am perceput eu la momentul acela, te scotea din cotidianul ăla pe care îl cunoști, ai senzația că îl cunoști când vine vorba de America. Personajul tău este un personaj fabulos. E un personaj greu, un personaj care te doare, îl iubești până la durere. Da, e minunat. Am avut mare noroc cu personajul ăsta. Am avut și am, pentru că jucăm în continuare, mare noroc. Pentru că este genul de personaj pe care, așa, intuitiv, cum să spun, instinctiv, mi-l doream să-l joc la vârsta asta. Și eu și maestrul Cojocaru. Și Cojocaru. Adică, la vârsta asta, nu știu ce poți să joci mai frumos și mai plin de sevă decât rolurile astea pe care le jucăm noi. E ce își dorește orice actor la vârsta asta. Iar Ames, personajul tău, te duce și te coboară, te urcă, te lovește cu capul de pereți, te trezește la realitate și în același timp te face să-ți fie milă de el. Da, el este un mic ticălos în felul lui, dar am ales să-l prezint în așa fel încât, așa cum spui, publicul către final să aibă o afecțiune față de acest personaj, pentru că el este un mic trădător în familie. Și se trădează și pe el, numai familia. Dar este un tip de structură slabă și ăștia slabi sunt simpatici. Așa este. Un om puternic îl respecti. Da, și simți că e... Un om puternic îl respecti. Dar pe unul care are slăbiciuni și urcușuri și coborâșuri și sensibilități caragioase, ajungi să-l înregești. Iar chimia dintre voi doi, dintre tine și maestru Cojocaru, este una pe care foarte rar o găsești în ultima perioadă. Da, ne simțim și ne înțelegem foarte bine. Și asta
se datorează poate și faptului că ne știm de o viață. Noi ne știm de, la Piatra de o viață așa cum se cunosc personajele pe care le interpretăm. Exact. Aici e de fapt structura concretă. Personajele noastre sunt prieteni de o viață. De 50 de ani. Ei având în jur de 70. Așa cum mă cunosc eu cu Țâcă, de la Piatra Neamț. Exact. Exact de viață. Am jucat împreună, am împărțit roluri, adică am jucat câte doi pe rol de trei ori până acum. Odată la Piatra Neamț, unde jucam într-un spectacol senzațional făcut de Cătălina Buzoianu cu Perghint. Jucam topitorul de nasturi, un rol minunat, extraordinar. După aceea, după ani și ani și ani și ani, am jucat la Andrei Șerban în spectacolul despre care vorbesc, jucăm amândoi, și în spectacolul Sânzienii Stoican, Solnes, tot așa am părțit un rol. Și acum ne-am întâlnit ca parteneri. E un spectacol bun și un spectacol pe care îl recomand să-l vadă toată lumea. Dă-mi voie, chiar vă invit, vă invit cu toată dragostea să veniți să vedeți Vârstele Lunii la un teatru. Vă promit, vă rog să mă credeți, că nu o să plecați nemulțumiți. Credeți-mă. Mulțumesc. Înainte de final, am să te rog, asta a fost un mesaj, am să te rog, pentru că tot a trecut Crăciunul, a fost Sfântul Ștefan și trebuie să-i mai spunem încă o dată și Maestrului Velniciuc la mulți ani, am să te rog să transmiți un mesaj din punctul tău de vedere, pentru că mai un pic și ne bate anul nou la ușă. În primul rând doresc tuturor sănătate, e mai bună decât toate, și pentru că sunt din branșa asta și sunt din lumea asta, vă doresc să priviți cu iubire și cu simpatie fenomenul ăsta al teatrului. Veniți acolo, în sala de teatru, să vă vedeți pe voi. Maestre, mulțumesc! Cu drag! Multă sănătate cu și drag. Să ne vedem pe scândură! Să dea Dumnezeu! Prieteni, aceasta a fost prima parte a emisiunii noastre. Noi vom lua o scurtă pauză și revenim și o să vedeți și atunci despre ce este vorba. Vă pup!